Și ar putea să fie un verde fosforescent aproape. Adică să fie un pic și ieșit din natură. Să fie aproape fosforescent, știi? Să denote și electric, și viitorul, și cosmicul. Nu numai mega naturalul. Și în același timp, verdele ăla, dacă e foarte aprins, e și toxic un pic, ceea ce e bine. Mm-hmm. Eu am auzit de Grivita 53 de mult. De acum câțiva ani, de la Chris. Și m-a bucurat foarte tare, primul rând pentru ea, că știu că face lucruri extraordinare. Și în al doilea rând, pentru că ar fi un semn de sănătate a unei societăți, nu a unei culturi. Să poți face un teatru independent, nu un teatru făcut din buget, care nu își controlează practic viabilitatea economică, ci pur și simplu să faci un teatru independent, privat, care funcționează. Ar fi ceva fantastic. De-aia susțin Grivita 53 și de-abia aștept să-l văd în picioare. Și să mă invite Chris să joc în primul spectacol. Dragon o să fie foarte visceral, în opoziție cu Lingurița, care este foarte nobilă și foarte politicoasă. Știi asta? Așa visez. Deci dragonul să fie crud, cum e orice șarpe uroboric, cum e natura. Crudă, moare ca să nască altceva, ce să faci? A fost bine?